premierul Marcel Ciolacu acuză că este șantajat direct de șefii din industria jocurilor de noroc. Asta după ce a fost propus proiectul de lege privitor la scoaterea păcănelelor din orașe. Iar presiunile au apărut imediat. Antoanela Răileanu vine cu toate datele. Te ascultăm. Bine te-am regăsit, Irina. Aflat astăzi într-o vizită de lucru la Timișoara, premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre faptul că se simte șantajat de către reprezentanții industriilor jocurilor de noroc, iar acest șantaj are loc în contextul în care recent s-a discutat despre un proiect de lege care prevede mutarea sălilor jocurilor de noroc la periferia orașelor, comunelor și municipiilor, iar acest proiect de lege a primit recent un verde din partea senatorilor și urmează în perioada următoare să fie dezbătut încă o dată în plenul Camerei Deputaților ca for decizional. Astfel, spunea astăzi premierul Marcel Ciolacu că s-a confruntat în ultima perioadă cu presiuni din partea șefilor jocurilor de noroc, iar aceste presiuni au avut loc nu doar la adresa sa, dar și la adresa altor decidenți politici. În acest context, prim-ministru a lăsat să se înțeleagă că anume în acest domeniu există acte de evaziune fiscală, lucru care împiedică buna colectare a veniturilor la bugetul de stat. Mai mult decât atât, combaterea evaziunii fiscale este un principiu important din pachetul fiscal, pachet legislativ față de care premierul Marcel Ciolacu și-a asumat recent răspunderea în Parlament. Am pornit cu domnul Simonis după o analiză ceea ce înseamnă aceste jocuri de noroc și păcănele. Normal că mi-am luat partea de jocuri de noroc la guvern, și am început să lucrez împreună cu experții din Ministerul de Finanțe să vedem ce trebuie modificat ca șmecherii să nu ne mai păcălească. A inițiat și un proiect de lege cu celebrele păcănele pe care le găsiți, domnii primari, în toate comunele dumneavoastră și dumneavoastră știți cel mai bine nenorocirile pe care le creează. Oamenii, mai ales când au o situație financiară precară, cred că jucând la aceste jocuri o să îmbogățească imediat. Am văzut și reacția. Și atacurile și la mine și la Freddy. Vor mai fi Freddy. Vor mai fi în continuare, cum sunt și la Sorin Grindeanu. Cu cât va ține zidul corupției din Ministerul Transporturilor și a Intereselor, cu atât va fi mai atacat. Trebuie să-ți asumi lucrul acesta. Sunt pregătit, la fel ca și Freddy, ca și Sorin, și nu mi-e frică de nimic din ceea ce am făcut. Să-ți fie frică de ceea ce pot inventa despre dumneavoastră. Eu consider că deja am ajuns într-o formă de șantaj. Și în calitatea mea de prim-ministru, solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii și de un șantaj, sau vorbim doar de un fenomen întâmplător, că nu știu ce Sorin stă la masă cu liderul populiștilor astăzi. Sunt foarte determinat să duc tot ceea ce am început la capăt. Dar dacă statul român nu observă că este nevoie de o determinare concentrată când vorbim de infracțiuni, de evaziune fiscală, atunci nu vom câștiga acest război.